Vine de cu cârnăciori, gătite într-un alt mod. Scos de la cuptor. Ia uitați cum arată în plus. Avem nevoie de o vână așa. destul de mare. Așa, să ridicăm camera puțin mai sus ca să se vadă bine. Așa. O vânătă. O să avem nevoie de o vânătă. O să mai avem nevoie de făină, de parmezan, de un cârnăcior proaspăt, roșii, în suc de roșii, așa. O să mai avem nevoie de puțină apă, piper. Și apoi o să mai avem nevoie și de ulei pentru prăjit. Ce avem aici? Și ulei pentru prăjit. Acestea sunt ingredientele. Și o să începem cu cărnăciorul. O să-i tăiem, o să scoatem pielița și o să-l facem bucățele mititele, mititele și o să-l prăjim. Așa. Am să dau așa deoparte. Da? Scoatem pielița și îl facem bucățele, bucățele și îl punem la prăjit. Ia uitați, așa, bucățele, bucățele rupem și îl punem la prăjit. Rezultatul va fi acesta. Așa. După ce am prăjit cărnăciorul, aici avem roșiile în sucul nostru și le vom condimenta cu sare, cu puțin piper și vom pune și puțin ulei de măsline. O să-l pun direct de la sticlă și o să punem și puțin ulei de măsline. Așa. Vom amesteca cu o linguriță. Și avem cârnăciorul prăjit. Avem sosul nostru de roșii. Eu folosesc foarte mult roșiile în bulion. Și sunt foarte bune. Puteți dilua bulionul cu puțină apă și puneți cât este necesar. Așa. Acum vom da deoparte Da. ingredientele noastre. Vom tăia partea verde. Vedeți? Așa. O vom tăia feliuțe subțiri. Eu o tai așa, pe lung. Așa. Feliuțe subțiri, subțiri. Așa. Și apoi le vom preda cu sare. Și vom face un fel de șnițele le vom da prin făină și prin nou. Ia uite, să tăiem toată vânăta. Așa. Așa. Am tăiat toată vânăta. Aici avem sarea noastră. Aici avem sarea noastră și le vom presura cu sare pe fiecare. Așa. Și apoi o să le masăm puțin, puțin. O să le facem un masaj. Așa, delicat. Așa, puțină sare pe fiecare. Așa.
Atât. Dăm sare. Ca să iasă zeama din vinete, dacă doriți. Sau puteți face așa cum fac eu. Pe moment, imediat. Așa. Și le masăm. După ce le-am masat așa bine, o să avem nevoie de puțină făină. Și o dăm prin făinuță. Așa. Aici avem vinetele. Aici avem făină noastră. Și așa, iată-ți, așa. Sau puneți pur și simplu făină pe fund și le dați prin făină și le așezați așa alături, iată-ți. Acum fiecare cum crede că este mai bine. Așa. Vedeți? Așa. Și le dăm prin făinuță. Pe toate. După ce le-am dat prin făinuță, vom zbate un nou cu puțină sare și cu puțin piper. Imediat o să facem. Așa. Deci le-am dat prin făinuță. Așa, am să întorc. Voi pune un nou. Și puțin piper. Așa. Vom zbate bine, 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 bine. Acum voi adăuga și puțină apă. Eu tot timpul pun apă când fac aceste șnițele de vânătă. Așa. Și batem bine, 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 bine. După ce am bătut bine, bine, vom lua vinetele noastre. Așa. Așa. Le vom pune apoi la prăjit în tigaia încinsă. Așa. Și vom avea acest rezultat. Acum avem vinetele. Eu le-am pus între straturi de șervețele ca să absorbă din ulei. Avem ciorul nostru prăjit. Avem sosul nostru de roșii condimentat. Parmezanul. Așa. Și ce ne lipsește? Formele. Unde vom face? Avem toate ingredientele, vom lua vânăta și o vom așeza în interior. Ia uitați, așa. Și apăsăm așa cu mânuța. Așa. Vom mai pune încă una, o vom pune așa. Și apăsăm așa bine în interior. Acum, cu o linguriță, vom pune din sosul nostru de roșii sau de bulion. Vom pune și puțin parmezan. Apoi vom lua din cârnăciori și vom pune și cârnăciori. Acoperim cu o vângem cu puțin parmezan și cârnăciori. Punem așa 2-3 bucățele. Și acum
Aici avem a noastră. Așa. Am să tai o bucățică de hârtie de pop. Avem vânăta noastră, o dăm cu puțin sos de roșii, avem vânăta noastră, o dăm cu puțin sos de roșii, puteți pune și mozzarella și în interior, așa, cu puțin parmezan. Dacă dorim, putem pune și bucățele de cârnăciori. Așa, să întorc invers. Ia uitați. Și o să facem pe băț. Așa. Și o să-l facem pe primul. O să punem 1, 2, 3. Luăm altă vânătă. Punem puțin din sosul nostru. Peste. Așa. Punem parmezan, ca așa ce avem, mozzarella, ce aveți? Pe băț sau în forme. Și o să punem și sotilete. Vedeți? Și o să punem în interior și la cele rulate. Celiuțe de așa. O să punem așa câte bucățică și o să rupem așa. Acum, să punem mai întâi aici în interior. Eu voi lua așa din vânata noastră făcută șnițel și le voi pune așa. Așa, eu le-am pus între straturi. Voi lua acum o vânătă un pic mai mare. Sunt încă fierbinți. Așa. Și le vom pune așa, le vom așeza. Așa apăsăm, așa puțin cu degetul. Așa. Ca să ia formă. Așa. Acum vom pune din sosul nostru de roșii. Puteți pune și bulion. Eu l-am condimentat, dacă doriți, îl puteți lăsa și simplu, cu puțină sare. Așa. Voi pune puțin din parmezan sau cașcaval sau brânzică de oaie, brânzică sărată, ce aveți. Aici o să punem din cârnăciorii prăjiți, 2-3 bucățele. O să acoperim cu o vânătă. Eu am să o fac că este cam mare aceasta. Așa. Și am să pun așa o bucățică și împingem așa. Acum facem un alt strat cu sos. Așa. Cu parmezan. Puțin cârnăcior. Cârnăciori proaspeți prăjiți am pus. Așa, și acum închidem. Închidem așa. Vedeți? Apăsăm puțin și o să dăm la cuptor. Pentru ca să le facem așa pe băț, să le facem, am să iau o felie de vânătă prăjită. Se vede, se vede, se vede, nu? Tot așa, am să pun puțin din sosul de roșii peste. Așa. O să punem puțin parmezan. Așa. Putem pune și puțin cârnăcior.
Așa, 2, 3. Luăm o șuviță de sotiletă și o răsucim. Punem puțin că o să iasă dacă punem mai mult. O punem întreagă. Și răsucim. Ia uitați. Și acum o punem aici, pe bățul nostru. Vedeți? Și o să punem în tavă. Așa. Eu mi-am pregătit o tăviță tapetată cu hârtie. Am să iau și am să o pun în tavă și aici. Așa. Iată-ți. Și le punem așa în tavă și o să le dăm la cuptor. Imediat. Eu am deschis deja cuptorul. Așa. Am să iau o altă vânătă. Am să o dau cu sos de roșii. Cu bulion. Cu ce doriți. Așa. Eu am roșii în bulion. Mă fac foarte bine cu așa, puțin parmezan. Așa, cârnăciori. 2, 3. Brânzică. Puteți pune și mozzarella în interior. Și răsucim. Așa. Răsucim. Și o să punem așa pe un... o scobitoare lungă. Așa. Luăm altă. O să facem încă una, încă două. Așa. Parmezan. Cârnăcior. Așa. Și brânzica noastră. Și răsucim. Așa. Și acum punem așa aici. Aceasta este a doua. Și mai facem încă una. Punem sos de roșii. Puțin parmezan. Cârnăciori. Și aceasta o putem lăsa și fără brânzică. Așa, și o răsucim. Și o punem așa aici. Acum punem în tavă. O să dau așa deoparte. Așa. Aici am tava mea, unde am pus, am pus-o pe prima. Acum o să o punem pe a doua. Să iau așa și să așez așa aici. Așa. Am să dau cu puțin sos de roșii peste. Așa. Și o să dăm la cuptor. Așa. O să dăm împreună cu aceste două. Ia uitați, am făcut și în aceste forme de silicon. Și uitați, dacă pun mâna, așa arată când le întoarcem. Nu o să ia forma că este vânătă, dar o să aibă... Așa. Și acestea le dăm la cuptor. Rezultatul. Așa este. Ca aici. Așa. Ia să tai, să mai tai, să vă arăt cum arată în interior. Ia uitați. Cu cărnăciori vinete. Gătite într-un alt mod. Eu vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc pentru vizionare. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă pup! O zi frumoasă în continuare, la revedere și multă, multă sănătate!